Peste 100 de controle au fost făcute în primele două săptămâni ale lunii aprilie de către reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt. Verificările au scos la iveală 142 de nereguli la mai multe firme din județ. Dintre angajatorul controlați, jumătate au fost sancționați, mai precis 52 de angajatori au fost sancționați contravențional, 39 de avertizmente și 13 amenzi, valoarea totală a amenzilor fiind de 144.500 lei. Cele mai multe amenzi au fost date pentru munca fără forme legale. Dacă până acum muncitorii la negru erau descoperiți în construcții, de data aceasta au fost găsiți și în alte domenii de activitate. De asemenea, ponderea cea mai mare este dată de amenzile pentru munca fără forme legale, 100.000 de lei pentru 10 persoane identificate la 6 angajatori. Au predominat în primele două săptămâni ale anului angajatorii din domenii precum agricultură, creșterea păsărilor, am avut 4 persoane, din baruri și restaurante. Reprezentanții ITM spun că de 1 mai, când este zi de sărbătoare legală, se vor face controle în tot județul, iar amenzile nu sunt deloc de ignorat. Vreau să amintesc angajatorilor că se apropie ziua de 1 mai, zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Vom efectua acțiuni de control în tot județul privind munca în astfel de zile. Sugerez angajatorilor să lucreze numai în condițiile prevăzute de lege. Sancțiunile pentru munca în astfel de zile fiind între 5.000 și 10.000 lei. Potrivit legii, în zilele de sărbătoare legală au voie să desfășoare activitate doar unitățile de alimentație publică, cele sanitare, cele care lucrează cu foc continuu și cele de pază și protecție.